Sancțiunii la Spitalul Județean Constanța, după controlul Ministrului Sănătății Sorina Pintea, trei angajați ai unității medicale au fost sancționați. Conducerea a anunțat că a dispus încetarea mandatului de asistent șef interimare pentru asistenta din secția Clinică Neurologie. În același timp, asistenta medicală din cadrul secției UP Constanța, care a fost de serviciu în zona de triaj în noaptea controlului inopinat, a primit un avertizment scris, iar directorul de îngrijire a primit o atenționare privind intensificarea controlelor pe secțiile unității. Totodată în secția de neurologie vor fi demarate lucrări de igienizare. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a vizitat acest spital în noaptea de duminică spre luni și a constatat mai multe nereguli, de la mizerie și lipsa dezinfectanților până la dezordinea din zona de triaj a unității de primiri urgențe.